Spuneți-ne, vă rog, câteva detalii despre această locație. Cam cât e de mare? Deci suprafața este 980 de metri pătrați. Este dotată cu canalizare, apă, încălzire cu centrală. A, deci are toate utilitățile pentru a porni o afacere. Da. Că sunt mulți care spun că ar porni o afacere, dar nu găsesc spații. Și atunci aici la Marsat înțeleg că există în afară de spațiul ăsta și altele. Astea sunt tot individuale, fiecare are separat contorului de apă, de gaz, toate facilitățile. Dacă ar fi să vă dați așa cu presupusul, cam la ce s-ar putea preta spațiul de aici, pentru ce ar putea fi folosit? Deci depozitare, înainte au fost confecții. A fost o hală de confecții. Chiar de confecții a fost, da. Cu, mai țineți minte numărul de angajați cumva? În jur de 60-70 aveam. Deci o afacere destul de mare se poate desfășura aici. Văd care spațiile de birouri gata făcute, adică... Și, practic, cine intră, de mâine ar putea să dea drumul la... Da. Aha. Ne aflăm în al doilea spațiu pe care îl pune Marsatul la chirie. O hală, iarăși, destul de mare. Cât are? 650 spațiu? Metri pătrați. 650 de metri pătrați, la fel? Birouri, la fel vestiarii. Deci pentru producții este destinată. Are tot ce îi trebuie, curent, tot, apă? Tot curent, cazare, totul. Deci asta e o chestie foarte, foarte faină, că cine vrea să înceapă, de mâine ar putea să se dea drumul la treabă. Da. Înainte ce a fost aici? Un depozit. Asta nu înseamnă că neapărat următorul care vine tot depozit trebuie să facă. Nu, fost depozit de mobilă, depozit de bere, depozit. Tot ce trebuie să facă oamenii este să vă caute. Da. Thank you.
Înțeleg că nu aveți numai hale de producție, depozitare sau există acest mini hotel care arată foarte bine înăuntru, da, și ăsta închiriat. Un mini hotel cu 6 camere, fiecare cu baie proprii, tot utilizat. E televizor, cablu, tot. Camerele sunt mobilate. Mobilate? Tot, da. Poate oricând. Dacă mâine cineva ar veni să stea aici, da, și ar putea să vină fără probleme, da. Încălzire, apă... Tot încălzire, apă caldă. Ultima oară când au stat oamenii aici înăuntru? Acum o săptămână. A, deci nu e să zică cineva, băi, n-a fost folosit foarte multă vreme. Nu, tot timpul. Folosit recent. 6 camere de cam ce dimensiuni? Aproximație. În jur de 15 metri pătrați. Să poți să stai aici dacă ești în tranzit, de exemplu. Perfect, arată foarte bine. În această locație, mi-aduc aminte, am fost cu colegul de mai multe ori și am mâncat, asta fiind cantina societății. Aici veneau și elevii de la liceu de aici, da, din apropiere. Da, de asemenea, la închiriere. Da. 175 de metri pătrați, dotat cu aparatură pentru bucătării, frigideri, tot. Deci, practic, se poate continua specific. Da, se poate continua activitatea pentru mini-restaurant sau... Bun, cine să vrea să-și facă o nuntă, nu prea e spațiu de nuntă, dar dacă e să faci o cantină într-adevăr, se poate face chiar de mâine. Da, are tot. Este utilizat cu tot. Echipamentele de gătit sunt în spate, au rămas înăuntru? Da, sau? Da, toate sunt funcționale. Totul este aici? Tot. Datorii de pandemie, atunci s-au închis. Am intrat în al patrulea spațiu. Deja ăsta m-a lăsat cu respirația tăiată, e imens. Ce-a fost aici înainte? Deci a fost hal, atelier de reparații. Deci aici se reparau tractoarele tot de la A la Z. Și acum este iarăși dat în chirie pentru... Deci hală de producții, noi spunem. Aici poate orice, tot la fel, toate facilitățile. Apă, canalizare, căldură, roburi de căldură, tot. Cât e spațiu aici? 1050 de metri pătrați. De fapt, dacă înțeleg bine, înainte vreme a lucrat aici o fabrică destul de cunoscută, activat aici. Da. Ha. E un spațiu care merită vizitat, e imens. O să aruncăm un ochi și noi și să vedem mai multe.